Ce faci, Maria? Bine. Cum merge treaba? S-a terminat cu șmecheria. A început școala, nu? Da. Bună, Daniela, superbă ca de fiecare dată. Ce faci? Bine. Încerc să nu mă fac de râs, adică ce să zic. Draga mea, să luăm un loc la bar aici. Ți-am zis să nu mă mai chem. Mă chem mai pe Maria, unde vrei să Maria este prietena noastră. Uite acolo unde sunt șaturile, pentru că sunt pentru tine șaturile astea pregătite. Și în cazul în care te mult. Întrebai, păi nu, sunt șaturi cu lămâie. A, în cazul tu imediat când ai văzut șaturi, ce ai zis? Mamă, ce cocktail avem aici. Haide, Maria. Cine știe? Nu, Daniela, sunt cu lămâie, pentru că vrem să investim în imunitatea ta, vitamina C, cât de mult se poate. Arăt ca domnișoara dinainte. Băi, super, la 48 de ani, care n-ai avut nicio treabă. Da. Iar 50 de ani, dar la 48 de ani, ea n-a avut nicio treabă cu sportul, s-a dus în sala de sport și ea s-a făcut așa de jumătate. Dar și a ajutat-o fizic, tu ai văzut cum a... Dar și ambiția, lasă-o încolo. Și la 50 de ani nu doare nimic, n-ai văzut. Adică se poate, doamnelor, să arătăm bine la orice vârstă. Și domnilor, adică... important e să fii ambițios, asta contează. Da, da, și domnilor, de ce? Doamnele. Și domnul voi... trebuie să arate bine. Da, bine, hai voi și ce? Domnilor. Voi sunteți mai, adică voi puteți să fiți mai frumoși decât tabloul. Restul, noi fetele trebuie să fim forță, pe primul loc. Păi și voi cum alegeți tablourile cine dacă bărbații... Trebuie să aveți alte calități, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Am înțeles, asta, perfect. Nu vă gândiți la... adică așa... Da. Adică să, să știți un... să bați covorul, să... Exact, Ciucă. Eu știu să bat covorul. Bravo. Ok. Vezi că dacă te duci la doamna acasă și nu-l bați bine, îți dai s-ar seama putea ce... să te bate doamna. Faci 2000 de abdomeni așa, să că se uită la tine și... Daniela, haideți să-ți explic cum este războiul generațiilor, draga mea Maria. Eu am niște întrebări și niște imagini pentru tine, am niște întrebări și imagini pentru mama ta, Daniela. În cazul în care tu nu răspunzi corect la întrebare, mama ta, Daniela, va bea un șat de lămâie. În cazul în care mama ta nu răspunde corect la o întrebare legată de tine, tu dai ceva din casă. Adică te întreb ceva legat de ce se întâmplă și tu trebuie să spui adevărul. Corect? Da. Pregătite amândouă pentru jocul acesta al generațiilor? Bineînțeles. Perfect. Daniela, începem cu tine. Probabil ai văzut de foarte multe ori mesaje. Apare chestia asta, XO, XO. Ai văzut, nu? Că mai termină toți mesajele. Generația Mariei folosește foarte mult treaba asta. XO, da. XO. Cam ce înseamnă? Adică, nu știu, te pup, te la revedere, am terminat conversația, ceva de gen? Nu. Deci ce trebuie să fac acum? Nu, trebuie să aflăm în primul rând ce înseamnă XO, XO. Tu știi, Maria? Normal. Eu nu XO, XO, eu știu că XO, XO, nu știu. Da, exact. Înseamnă iubire sau ceva. Așa, eu așa... îmbrățișări, sărutări, da. Da, adică ca și cum... Adică la cine XO, XO? Stai puțin să ne înțelegem. Păi nu, de exemplu, bine, nu da, copii. Nu ca tot, bineînțeles. Mai că adolescenții se spun ai un prieten, dar îi spui XO... XO, XO, te iubesc, iubirea mea, cam asta înseamnă. Daniela, ce trebuie să mea? Fac? De mușat. Să beau. Nu, nu, Daniela, parcă trebuie să... Nu, nu, stai. Lasă, e ok, e bine că ai băut și șatul, că n-ai știut, dar ne spune și Maria ceva din casă. Era invers, dar las că te-ai grăbit, adică nici mai e... Maria? Da. Ce ești pregătită să dai ceva din casă? Da. Da? Da. Cum da, Maria? Păi da, trebuie să spună. Uite, hai, de exemplu, o luăm așa. Ultima dată când ai tăi sau ciondănit, de la ce? Care a fost motivul? Nu știu. Maria trebuie să zic, ia să vedem. Bine, eu nu știu când se ceartă și când nu se ceartă. Adică mami vorbește exagerat de tare, tati la fel. Da. Și eu spun, uneori mă uit la ei și spun, nu vă mai certați. Și ei spun, vorbim normal, nu ne certăm. Da. Ei nu cred că se ceartă. Jur, așa sunt toți părinții, să știi, adică nu e nimic greșit în asta. Da, cred că noi ultima nu ne certăm, oară... noi discutăm. Da, cred că ultima oară tati a mâncat ceva și mirosea îngrozitor și mami a venit, ce ai făcut în bucătărie? Omul mâncase și el un shawarma cu de toate, usturoi. Usturoi. Bă, dar usturoi e sănătos. Știu, și gătește bine cu usturoi, te rog să nu mai ai ceva bine. Cu treaba asta, da? Da. E. Foarte bine, hai să mergem mai departe. Da, miroase... No. Groaznic, pentru noi fetele care suntem delicate. Vreau să-ți arăt o fotografie, Maria, și vreau să vezi dacă poți să-mi spui cum se numește acest obiect pe care ți-l arăt. Uite-te la ecran. Praștie. Bravo, mă, pișcar. Pișcar. Pișcar, asta e pișcar, nu e praștie. Da. Praștia era aia de lemn cu care trăgeai cu piatra. Asta e pișcar. Da, pui pișcar, știi? Pișcar? Da, tot așa. Da, oricum e pe acolo, oricum am ia băut un șat, așa că considerăm... Nu mai păi nu, mai la următoarele, vedem. Da, asta e pișcar, ciucă, știi? Da. Făceai tot din sârmă niște mici gloanțe și trăgeai cu ele. Bam, pam, pam. Nu este cam periculos dacă îți dădeai pam, pam în ochi ceva? Pam, pam. Asta era perioada, noi trăiam periculos copilăria noastră, era periculoasă.
cu Tuberman. Uite aici, Pișcar, cine își mai aduce aminte? Ce frumos! Mergem mai departe. De ce nu știu? N-ai prins Pișcarul? Ba da, dar nu mă jucam tot așa. Era mai de băieți, așa. Mai de băieți. Ok. Acum mergem la următoarea întrebare pentru mămicuța ta, nimeni alta decât Daniela Gheorfi. O întrebăm pe ea dacă poate să-mi spună care sunt trupele tale preferate. Să vedem cât de bine te cunoaștem. Sunt alea de BTS. Așa. Și Blackpink sau ceva de genul. Așa. Și mai e încă ceva. Mai sunt... Deci BTS, ok, Blackpink și... Nu știu, mai sunt încă mai două. Mai sunt când... Da. Care? Dar nu știu cum le cheamă. Știu că e una de fete, una de... Nu, păi nu-i... Scuzați-mă. Chiar nu fac diferența... Ai ghicit. Nu, n-am ghicit, că mai sunt încă două. Păi știu, nu, dar sigur. Ai știut, adică. Ce mai asculți, Maria? Twice și Stray Kids. Doar că există o diferență, ca și la orice artist. Asculți anumite piese de la o trupă, dar că nu trebuie neapărat să-ți placă să spui oh my god, Twice, nu știu ce, sau BTS să fii, să ai tot cu acea trupă sau cum am eu cu BTS. Da. Adică poți să asculți și anumite piese. Dar tu ai mai învățat coreană? Așa, adică nu așa, vreau să-mi caut un profesor, da, profesor, mai contează. Nu contează, să fie fată. Da, doar să învăț coreană. Știu așa câteva cuvinte. Da? Bravo, foarte frumos. Hai să mergem mai departe. Deci, Daniela, practic, ai salvat-o. Adică... N-ai vrut tu să fii foarte drăguț. Nu, mai știut. Adică nu mai dai nimic din casă da. Acum. Dar dacă tu nu răspunzi corect la următoarea întrebare, Daniela bea un shot, da? Da. Bun, perfect. Tu știi, nu știu, ai auzit vorba asta vreodată? E o expresie. A intervenit cu plajul. Nu, asta nu știu. Ai intervenit într-o ceartă? Nu știu ce înseamnă cu plajul. De ce credea că auzi vorba asta? Deci pe vremea noastră da. Era mereu asta. A intervenit cu plajul. Gata, acum am prins. Da, și eu știu. Nu știu. Pentru cei care se uită la noi, știți ce înseamnă când auzeai vorba asta? A intervenit cu plajul. Da. Chiar nu știu. Nu, a intervenit cu ceva, dar nu știu cu ce. Cu plajul. Fii atentă, plajul. Pe vremuri. Îți spune-ne tu, Daniela, cum era. Deci pe vremuri, mami, nu existau mobile. Existau telefoane care, de exemplu, venea la mine acasă, să spun, că și mota mie, eu eram, cum se numește, principal și mai era, de exemplu, sau la Cătălin, da? Ai montat un telefon, intră la deformezi, așa, și eu eram cu plajul lui, adică eu eram pe același fir cu Cătălin, dar nu mai țin minte cum era cu numele de telefoane, nu mai țin minte. Era că răspundea... Foarte, că vorbeam la ciudat. Telefon, intra întotdeauna o doamnă sau se... Centralista. Nu, aia era... Nu, intrai, răspundeai doi cum ar veni. Suna telefonul și răspundeai și tu și cu plajul tău. Tu dai seama, Maria, ce vremuri am trăit noi. Păi da, dacă aveai telefon, erai tare. Internet, Maria. N-aveam telefoane. Uite, explică-i că asta îi zic și eu toată ziua, bună ziua. E greu de crezut, da? Nu că e greu de crezut, dar nu știu, e cam ciudat, adică... Da. Adică nu că e ciudat, așa erau vremurile acelea, doar că mă gândesc că dacă... Da, tu știi că pe vremea noastră erau dinozauri, noi ne întâlneam cu ei. Da! Sigur! Da. Dar când aveai o întâlnire în oraș, Daniela, în perioada aia, să-i explică Mariei cum era. Când nu te suna nimeni pe telefon, hai, bună, ne vedem, sau îți dădea mesaj. Știi că la ora 6 te întâlnești la universitate de și... întâlnire, de exemplu, lunea. Da, ne vedem peste două săptămâni la universitate la ceas, la ora 5. Și la revedere și un praz verde, acum că veneai, că nu veneai. Dar, în general, noi am apucat alte timpuri, dar nu vreau să-i spun. Tot i-am spus, uite, că nu aveam așa... Și câteodată nu este bine să explici copilului ce lipsuri sau cum... Să știe în mare, să știe de pe ce poziție pleacă, pentru că foarte mulți copii din ziua de astăzi au acces la tot ceea ce vor ei, numai să învețe. Vorbesc pentru cei care au cât de cât posibilități și important este să învețe. Că noi n-am avut, că am avut cu plaj, că nu mergeam pe bicicletă, nu știu să not, nu știu engleză, uite, râde de mine că nu știu engleză, adică înțeleg, dar dacă n-am vorbit și asta... Eu arăt bare. Hai să mergem mai departe, fii atentă. Vreau să te întreb de data asta pe tine, Daniela. Așa. Ce înseamnă crush? Că auzi mă întreb, băi, eu mai...
mă, chestia asta cu crush-ul, știi, am stat, eu m-am gândit prima dată, am înțeles, nu pot să spun ce am înțeles, că nu e frumos să spun ce am înțeles, dar cu crush pe omul, pe ce am stat, băi, zic, măi, mamă, ia mai zi-mi o dată, cum e treaba asta? Păi crush, dar eu nu am crush, eu nu am nu știu ce, am stat, eu am făcut socoteala, cred că este vorba de prieten, dar nu prieten dintre la coleg de bancă. Prieten, cred că asta înseamnă. Adică un fel de... da, adică când ești... scade cu tronc cineva așa. Adică, un prieten adică mai... Adică crush-ul tău, crush-ul tău. Iubitul tău, ceva de gen, nu? Da, dar el nu știe, adică cu cine ai vrea să fie, nu? Cum e Maria? Nu, crush înseamnă atunci, dau un exemplu, ești într-o clasă și ai un coleg de bancă, un băiat. Da. Și spui, mamă, îmi place atât de mult de el, dar nu că în sensul că îmi place cum învață, îmi place, place da. De el. Și asta e crush-ul tău. Da, eu nu am. Da, știu. Mami tot timpul spune chestiile astea pentru că mă vede că stau și pe telefon, mai stau. Doar că eu i-am explicat, nu am la vârsta mea ce crush. Sau. Da, nu, adică nu mă simt confortabil eu să am un crush, pentru că este cam ciudat să ai fluturaș la vârsta asta. Eu așa nu zic. Nu e ciudat, tu, știi cum e, vin fluturașul când te aștept. E, hai acum că și tu ai... Păi, dar n-ai ce să faci fluturașii când vin, n-ai cum să-i... De lasă, da, să aibă fluturaș la învățătură, păi, da, să aibă... Are fluturaș la învățătură, dar fluturașul când vine, vine da, fluturașul, n-ai ce să-i faci. Da. Maria? Nu, mulțumesc. Eu. Bun. Haideți să mergem mai departe. Deci s-a descurcat mami, s-a un pic, așa? Da. S-a descurcat, bun. Fii atent, am pentru tine acum, îți arăt două fotografii și vreau să văd dacă știi cine e în aceste imagini. Ești niște oameni care au făcut istorie pentru generația noastră. Îl știu pe domnul, adică l-am văzut odată pe domnul cu foaie așa. Da. Ce e? Fular. Fular. Da. Nu cred că știe cum îl cheamă. Nu, dar l-am văzut într-o poză, iar celălalt domn... Doi actori mari ai noștri. Da, știu, știam că pe domnul, da. Florin Piersic și Ion Dichiseanu. Îți dai seama, noi ne-am așteptat toată lumea să știe, dar sunt alte generații, au alte filme copii, altă lume, nu? Acum am să spun ceva, cred că și eu am neapărat o parte de vină, dar... sunt unele filme care poate ar fi trebuit sau poate ar trebui să-i le arăți și să-i spun despre actorii noștri, să știe. Așa, în muzică îi spun, mami, uite, ne mai întâlnim cu doamna Irina Login, cu cine ne întâlnim, uite, o mare artistă, pentru că ea știe alte generații, înțelegi? Dar, uite, acum știi, uitându-mă, ar trebui să știi lucrul ăsta. Florin Piersic. Pe bune. Da, Florin Piersic. Păi a știut Florin Piersic când ghiseam, dar acum pe bune, tu știi toți copiii, toți ce dar ascultă eu nu știu ea. Toți actorii păi și atunci, ai noștri. Păi atunci ce zici, Maria, ai fost de nota 10 pe cuvântul meu de onoare. Chiar ești foarte tare, nu, crede-mă. Adică eu nu vreau să credeți că nu mă informez. Nu. Hai mă, stai dar că chestia este că nu urmărești. Că Maria, nu e un joc ăsta și la urma urmei, haideți să spun ceva. A venit și fiul meu acasă și când mi-a spus la ce se uită el pe YouTube, crezi că eu știam toți oamenii aia la care se uită el? Da, aia e generația lui, aia sunt oamenii la care se uită el. Așa că fiecare cu generația lui se schimbă vremurile, asta e. Să știi că dinozaurii există, sunt printre tine, printre voi. Adică dinozaurii sunt totdeauna cei la aia, bătrâni de 100 de ani. Da, eu credeam altceva despre dinozauri, da. Exact, nu. De exemplu și mama ta e un dinozaur în muzică. A, asta e o expresie. Da, exact, adică expresie, adică e de adică foarte mult adică ce vrei timp. Să zici că sunt bătrână? Nu, adică că e nu, de foarte adică... mult timp și că înseamnă ceva, știi, are experiență. Da, foarte da, mulți artiști. Și că dinozaurii nu dispar. Da. Perfect. Și-ar dori unii, dar nu se poate deocamdată. Luăm publicitatea, oameni bune, întoarcem imediat, rămâneți cu noi, continuăm emisiunea!